Este secvența din pe care tocmai ați văzut-o din spital, în care Amy vine și mă interoghează în legătură cu fiolul și cine a comis acea faptă atroce. Și nu știu câți dintre voi ați observat, dar în cadru este... Eu eram conectată la un aparat de monitorizare a ritmului cardiac real și se vede în colțul cadrului că eu încep dubla cu pulsul 70. Trebuie specificat că la dubla 19 Bogdan a venit la noi și ne-a spus e foarte bine, aș putea spune tras în momentul ăsta, dar simt că dacă mai mergem un pic, că nu mai avem nimic de filmat în ziua asta, putem să ne mai lungim jumătate de oră, s-ar putea să ne iasă ceva neprevăzut. Și eu zic, da, sigur, hai să facem. Dar vrei să schimbăm ceva? Nu. Faceți la fel. Și acest la fel, la dubla 22, s-a transformat în ceva miraculos, sau dacă vrem să o luăm într-o cheie mai științifică, nu știu, o decompensare psihotică, apar n-am. Eu pornesc cu pulsul 70 și în momentul în care îi fac semnul să se apropie către mine, pulsul meu ajunge la 147. Stând împins în pat, nu făcând nimic, ci prin pura conectare cu el, prin puterea ficțiunii, prin acest magic ce-ar fi dacă, care a devenit atât de real, că în momentele alea îl iubeam, eram însărcinată cu el, trecusem printr-un viol și încercam să gestionez situația asta, ghidându-mă după niște coordonate spirituale, care pentru personal sunt foarte importante. Și chestia asta a rămas în film și povestea continuă chiar la sunet, în care Bogdan a ajuns acolo și în prima zi am zis, am reușit să curățăm dubla aia de sunetul ăla, care de pipăia la aia. Și Bogdan a zis, nu curățați, trebuie să rămână. Pentru că așa s-a întâmplat, ar putea cu ușurință să fie pus în post-producție, dar n-a fost. A fost pur și simplu... Sunt the jukebox of stories. Lacrima de la final... Povestea 2, la final, eram în morgă și a venit de foarte multe ori această întrebare, de ce plânge, având în vedere că e moartă, de unde lacrima? Și lacrima a fost o bună întâmplare, e, așa ca disclaimer, e foarte greu să ții respirația atât de mult timp și să nu clipești. Pentru că organismul e razna și vrea să facă aceste lucruri complet naturale și este foarte greu să-l controlezi și să-i spui nu, noi nu vom face asta. Și încercam să stau, să-mi țin respirația, intrasem într-un fel de meditație, încercam să uit că sunt o masă, într-o morgă, rece, în fine, toate cele. Și la un moment dat, la ultima dublă, în timp ce mă concentram atât de tare să nu respir, să nu am niciun fel de contractură a vreunui mușchi, să nu clipesc, au început să-mi curgă lacrime. Pur și simplu am început să lacrimez incontrolabil, cu toate că nu mișcam ochii. Și Bogdan, când a văzut asta, a spus, ăsta e un miracol, gata. Și așa a rămas în film lacrima respectivă, care nu a fost plănită.